Elevii moldoveni tot mai dispuși să pună mâna pe carte. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat că, potrivit datelor preliminare, 11.369 de candidați au promovat sesiunea de bază a examenului de bacalaureat 2018, adică 62,64% din numărul total al celor admiși, o rată cu 4% mai mare față de anul trecut. Totodată, numărul candidaților cu nota medie mai mare sau egală cu 8 este de 1.843 față de 1.467 în 2017, iar 359 de absolvenți au nota medie mai mare sau egală cu 9 față de 264 în 2017. Și numărul de candidați eliminați de la examen este în descreștere, anul acesta fiind dat afară doar unul în comparație cu 8 la ediția trecută. Ce ține de restanțieri, din 3020 au promovat examenul 558 de candidați. Precizăm că rezultatele finale ale sesiunii de bază vor fi anunțate pe data de 6 iulie, după examinarea contestației. Gracias.